Luna viitoare, pe 15 octombrie, România aniversează 90 de ani de la încoronarea la Alba Iulia regelui Ferdinand și a reginei Maria. Cu acest prilej, oficialitățile județene pregătesc la Alba Iulia adevărată serbare regească. Dan Simedru a fost prefect și în 2008, atunci când s-au sărbătorit 90 de ani de la Marea Unire și se simte onorat să fie reprezentant al guvernului în județul Alba și acum, când se vor aniversa 9 decenii de la încoronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria. De altfel, trebuie spus că instituția prefectului Alba, în parteneriat cu primăria Alba Iulia, Consiliul Județean Alba și Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, intenționează să organizeze ample manifestări dedicate acestui important jubileu. De asemenea, primarul Mircea Hava a expediat o invitație de parteneriat Casei Regale. Am discutat cu domnul ministru al culturii, cu domnul Puiu Hașoti, am discutat cu domnul director al Muzeului Național de Istoria României, domnul director Oberlander, și am obținut promisiunea și sper să și reușim să aducem din nou la Alba Iulia coroanele regale. Știți foarte bine că au o valoare inestimabilă din punct de vedere al valorii istorice și nu numai. Să aducem la Alba Iulia ceea ce data trecută n-am reușit, este vorba de sceptru. Dacă sper să reușim să aducem și mantile regale, deci... Organizatorii vor încerca să aducă la Alba Iulia și filmul documentar de 47 de minute, care a surprins în urmă cu 90 de ani momentul încoronării monarhilor României Mari. De asemenea, sunt pregătite pentru vizitatorii expoziției găzduite de Muzeul Unirii CD-uri cu evenimente interesante legate de încoronare.